Bună, dragilor! Bine v-am regăsit pe canalul meu. V-am arătat destul cât am gătit, dar nu v-am prea arătat dulce, așa că astăzi m-am hotărât să fac niște plătite împreună cu voi. Am adăugat aici un pic de iaurt, apă minerală, un ou și făină. Mi-a ieșit o cocă destul de consistentă pentru plătite. Iar aici avem două opțiuni de gem de vișine, de prune, iar pentru Lucas un borcan de Nutella gigant. Deci când spun gigant, gigant, este gigant. Ei bine, să începem să facem plătitele, dragilor. Ei bine, am început să fac plătitele. Astăzi este sărbătoare aici în Italia, este festă Imaculata, este Sfânta Ficioară Maria, ceva genul. Nu știu, nu m-am documentat. Așa că nimeni nu muncește astăzi, copiii sunt liberi de la școală și fiindcă suntem cu toții acasă, m-am hotărât să fac niște plătite. Eu sper să nu vă plictisesc prea mult învârtind aici la clătite, dar cu siguranță nu cred că v-am plictisit, așa că dacă v-am făcut poftă, puteți să vă faceți și voi o porție de clătite cu Nutella, cu gem, cu ce doriți, cu brânză. Revin, dragilor! Thank you.
Dragilor, e o vreme așa de urâtă, plouă și este un frig, dar portocalele rezistă. Sunt aici niște portocale, normal, e sezonul lor. Vecinul are un portocal așa de frumos aici. Și anul trecut n-a avut atât de multe fructe, dar anul ăsta e plin de portocale. Asta am vrut să vă arăt. Și în rest este foarte frig, sunt bălți peste tot, plouă. Dar portocalele rezistă. Amuzant. Dar ce e amuzant? Că nu e nimic amuzant. E bună călătita. Mm. Asta e ultima, cam nereușită. Nu mai ajunsă. S-o face rotundă. Aoleo! A venit cu poftă. Poftă. Mm. Mm. Deci că n-am mai văzut. Fii atentă. Ce e asta aici? Gem. Atât de mult. Pune și pe aia de jos. Nu, nu, că mie așa-mi place. Așa cu de gem. Mult, gem. Dio, cât de gem. Mm. Mm. Vai, râsai cu lacrimi. Nu mai urca copiii mici. Vezi că ai și aici. Prea mult gem, prea mult. Mie îmi place să pun doar un vârf așa și să-l întind pe clătită și să-l mănânc. Așa mult gem nu mănânc. Uite, mâncaș și tot borcanul. În trei clătite mâncaș tot borcanul de gem. Vai, răsăi cu lacrimi, trebuie să băgăm ouăle în frigider. Ce fain au făcut Nutella de... Uh-huh. E varianta gigantă pentru de Lucas. De Crăciun. Varianta de gigantă de Crăciun. De l-au și îmbrăcat așa în... Mai eu. În bluză tricotată. Ce am să zic, mai ții minte anul trecut când am încercat să scanăm codul QR de pe el. Pentru nu știu ce de concurs. Dar nu știu de ce n-a mers. Cred că și asta are, ia vede. Uite. Ah, da, uite, are. Ia să scanez eu codul QR, să vedem ce premii sunt anul ăsta. Poate câștigăm ceva pentru Lucas. Poate câștigăm... Biciclete sau... Bicicletă nu, că are. Trotinete din alea electrice. Trotinete electrică sau ce mai avea? Păi nu, tot electrice sunt. Și bicicleta electrică. Ce scrie? Și descoperă... Crăciunul Nutella. Bun. De seară ce gătești? Tu ești din nou bucătăreasă? Nimic. Nimic? Facem... Post. Adevărul e că de seară nici nu vreau să mai mănânc. Am mâncat aseară destul. Mi-am făcut pofta cu mămăliguță și iaurt. De seară... Cred că ies mai târziu și cumpăr niște portocale. Și mănânc fructe și atât. Da. Dar e așa urât afară de nu bine să ies. Mă duc să mă bag la un film. Vii? Hai să căutăm un film. Copiii se joacă. Da. Cam atât, dragilor, v-am făcut și pe voi să râdeți. A fost amuzant, am avut o criză de râs, eu și sora mea. O mănânc și pe asta, ultima. Câte ai mâncat până acum? Patru. Patru? Eu am mâncat două.
Asta e a cincea. Eu am mâncat pe prima care mi-a ieșit nereușită și tu mănânci pe ultima care a ieșit nereușită. Da. La fel. Nici lucrântează. La fel că e bună. Puneți mai puțină Nutella, tanto, pui prea mult. Și după aceea ți se face rău. Asta medicina. Astăzi e miercuri, dar am simțit ziua de azi ca pe duminica. Noi cam stăm toți acasă. Da. V-au plăcut clătitele noastre. Nu pot face filmări cu tine. Tu ești, îți vine să râzi, dar și bine stă părul azi, mai gheruțe. Păi dacă m-am tot mișto. Zic că nu, dar uite, fain m-am pus. Sper că v-a plăcut filmarea noastră cu clătitele. A fost un pic amuzantă, am râs așa din nimic. Sora mea buvnește în râs așa din nimic, nu pot să fac nicio filmare cu ea. Revenim mai târziu. Vă pup! Dragilor, am revenit, așa că vreau să vă spun despre sărbătoarea de astăzi de aici din Italia, care se cheamă Sărbătoarea Imaculatei Concepții. Sărbătoarea Imaculatei Concepții este o sărbătoare romano-catolică despre concepția Mariei, mama lui Isus, în pântecul mamei ei Ana, fără păcatul original. Adică aceasta este sărbătoarea catolicilor de astăzi. Este o mare sărbătoare aici în Italia și toți lucrătorii sunt liberi astăzi. Așa că pentru mine astăzi a fost ca o zi de duminică, am petrecut-o în familie cu toți ai mei. Nu am ieșit deloc, de aceea încă sunt în pijamale. Nu am ieșit deloc afară, este foarte frig și plouă, dar poate după amiază reușim să ieșim un pic prin oraș.